Bună ziua, dragilor, o nouă ediție a podcastului găzuit de revista Municipiul Târgoviște.ro, Oamenii Cetății. Astăzi, alături de încă un actor al teatrului Toni Bulandra, am mai avut până acum pe Puiu Jipa și pe Ilie Ghergu, iar astăzi avem pe Mircea Silaghi. Bine ai venit, Mircea! Salutare, bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici. Da, și noi ne bucurăm că ai acceptat să stai să stăm la povești despre tine, în primul rând, că despre asta este și podcastul nostru. Noi am zis așa, Oamenii Cetății, și am constatat, eu așa am făcut un sondaj în propria mea producție și am constatat că foarte mulți dintre Oamenii Cetății sunt oameni adoptați de cetate, așa cum sunt și eu, am mai spus de multe ori că sunt pracoveancă deloc, așa cum ești și tu. Spune tu de unde ești și cum ai ajuns aici. Eu sunt deloc din Baia Mare, din Maramureș, adică de hăt departe de aici. Am ajuns aici după ce am terminat facultatea, am stat la Sfântul Gheorghe 2 ani de zile angajat la teatru de acolo, de fapt mai puțin, un an jumate. Am vrut neapărat să plec de acolo. Aici mi s-a oferit o oportunitate pe care am îmbrățișat-o. Fiind și foarte aproape de București, mi-a convenit foarte tare să stau aici. Am stat și pe acolo o vreme, am tot plecat, m-am întors, am plecat, m-am întors. Dar cumva așa s-a legat că viața mea continuă aici din 2007, practic. Dar ce știi despre? Știi ceva despre Târgoviște înainte de... Înainte să mă mut aici? Asta, da. Da, mai fusesem de vreo câteva ori pe vremuri, când eram în facultate, de prin 2002-2003, cam așa am început să vin în fiecare an. Mă chema Dan Sopă, care era colegul meu de facultate, el la regie, eu la actorie, și veneam la zilele orașului cu tot felul de spectacole, pentru tot felul de evenimente. Așa că deja știam orașul cât de cât și aveam impresia că e ca la mare în perioada aia, când veneam eu, când erau zilele orașului, tot timpul era plin de pescăruși și aveam așa o senzație de vilegiatură, așa fi. Să știi că azi când veneam către podcast, m-a uimit un pescăruș deasupra primăriei municipiului Târgoviște. Măi, dar atât de tare, erau suretele așa de tare, chiar aveam impresia că sunt la mare. La asta m-am gândit și eu. Da, m-am mi-a ridicat așa instinctiv ochii și zic, păi, dar ce se aude? Deci era un pescăruș planat supra primăriei acolo. Măi, dar foarte, foarte guraliv. Da. Da, asta a fost cam prima impresie mai pregnantă pe care am avut-o eu despre Târgoviște înainte să mă mut aici. După ce m-am mutat și am stat aici pe tot parcursul anului, m-am lămurit că nu e chiar de un sat de vacanță, e chiar departe de asta. Dar te prinde, îți faci prieteni, cumva are o putere de atracție asupra omului. Baia Mare în oraș? Te-ai născut în oraș? Sau? M-am născut în oraș. Știi că nu e chiar atât de diferit față de Târgoviște. Ca mărime e comparabil. Era foarte urât când am plecat eu de acolo la 18 ani. Parcă au așteptat să plec eu ca să înceapă să-l facă frumos. Acum arată superb. Am colegi de facultate care erau din Baia Mare și mereu ne invitau la Festivalul Castanelor, dacă se mai ține. Se mai ține Festivalul Castanelor? Că mi-e plăceau castanele, despre asta vorbim. Da, fiind din Baia Mare, cred că plăcerea asta pentru castane pe care o ai când ești copil, la un moment dat te sufocă, nu mai ai chef de ele. Că nu. Ți se ia, vezi, ți se noi care nu... Da. Vedem castanele prin evident, concedii sau prin zona asta. Dacă ai ceva la îndemână, la un moment dat te saturi de ele. Da. Până la facultate, ține și nouă, nu știu, anii de liceu, ce fel de copil ai fost în liceu? Îi întreb asta pe toți cei care sunt aici, ce fel de copii au fost în liceu? Copii probleme, copii geniali, în care i-au adorat profesorii sau care... Ce fel de copil erai? La mine a fost foarte complexă situația, că unii mă iubeau, alții nu mă iubeau absolut deloc. A fost un copil destul de cuminte, cred eu. Am învățat bine, dar din ce în ce mai prost. Adică de unde plecasem din clasa 1 cu marele premiu, după aia am tot retrogradat la premiu 1, premiu 2, premiu 3, mențiune, până n-am mai luat nimic. Și în liceu am ajuns chiar să am vreo două corigențe la logică și la matematică. Nu mi-a plăcut niciodată matematica. Deși fac socotel foarte repede în cap. În general m-au iubit profesorii de sport, de istorie, cei care predau materii umaniste, că pe mine asta mă interesau, limbele străine, literatură și așa mai departe. N-am avut niciodată o relație grozavă cu profesorii de biologie, logică, matematică. Adică ai separat cele două ramuri, la mine umanistă cu reală. S-au separat cumva de la sine, nu a trebuit să fac eu separația asta.
Iar în liceu am început să fac teatru în limba franceză, într-o trupă de amatori, care aparținea liceului respectiv cu dirigintele meu. Dar de ce limba franceză? Pentru că așa era trupa. Dirigintele meu fiind profesor de franceză, eu făcând biling franceză, un liceu cu foarte multe fete și foarte puțin băieți, avea trupa asta de teatru în limba franceză, multipremiată pe la festivaluri internaționale. Am văzut toată Europa cu trupa aia când eram în liceu. M-am avut mare noroc. La un moment dat, glumind cu mine, mi-a zis că dacă nu intru în trupă, mă lasă corigent. Eu am pus botul. L-am luat în serios, deși evident că omul glumea. Am intrat în teatru, așa m-a și prins microbul, practic. Și eram francez, el fiind profesor de franceză și existând o deschidere mult mai mare worldwide pentru limba franceză, pentru că festival internațional de teatru francofon, de teatru limba română, cam greu de făcut. Îl faci da, era francofon, da, da, francofon, presupun. Se fac festivaluri de teatru licean francofon, cel mai mare din lume este la Arad, întâmplător, dar se fac peste tot, pe lângă Franța, Italia, Algeria, Cehia, pe unde a mai fost, Ungaria, în mai multe locuri, Ucraina, aproape fiecare țară europeană, cel puțin, are un festival de teatru licean francofon. Deci de acolo ai plecat cu teatru, dar ce piese jucau? Uite, eu nu m-am gândit la piesa. Ce jucau liceenii în limba franceză? Comedii sau ce jucați? Mai ți-aș aminte? Comedii și drame. Știu că foarte des vedeam spectacole făcute după texte de Matei Vișniec. Aha, e un scriitor foarte, da, foarte iubit și foarte jucat. Care le-ai jucat și acum, se joacă și acum. Se joacă și acum, da. Este liceu, tradus, da, cred că în vreo, da, 40 de limbi și jucat în vreo 30 de țări, în momentul ăsta, cel puțin. Băieșu am mai jucat. Ah, deci nu jucați neapărat piese de autor francez, ci în limba franceză. Nu, erau în limba, da, franceză și, în general, erau un melanj de... Era o piesă serioasă, o dramă sau o tragedie și era inserat un moment de comedie care se spargă toată, da, tristețea. Da, și funcționa foarte bine treaba asta. Funcționa foarte bine. Zona de tineret, cumva. Da, mare noroc pentru un licean să și să vadă lumea cu... Da, chiar am făcând avut ceva altceva decât școala, adică nu olimpiada de matematică română, o altfel de activitate, da, cu mai creativă. Cu olimpiadele nu m-am plecat niciodată. Am încercat odată să merg la română. Cred că eram prin clasa 7. Era stat de mențiune acolo, că ai zis că l-a tot așa în jos. Da, nu, la olimpiada acolo nici n-am contat. Nu era. Aveam o mare pasiune pentru lectură, dar cumva cu totul alta decât aia care mi se dă la școală. Am înțeles, nu bibliografia, ci literatura în general. Și pentru BAC, bibliografia, am citit-o cu 2 luni înainte de BAC. În rest, citeam tot ala iurea ce pica la mână, îmi plăcea să citesc teatru, altceva decât ce era în program. După ce ai făcut, teatru. Teatru, nu? Teatru la Târgu Mureș. A fost prima opțiune, a fost, te-ai gândit să mai faci altceva, adică, sau chiar te-a prins așa de rău teatrul ăsta încât te-ai dus direct? Parcursul meu normal ar fi fost să fac în continuare limbi străine. Eu am început să fac franceză din clasa a doua, engleză dintre a patra, în liceu făceam 4 ore de engleză și 9 ore de franceză pe săptămână, în condițiile în care aveam 3 sau 4 ore de română, la modul ăsta, da, de intensiv. Chiar făceam intensiv. Și în mod normal trebuia să ajung la Cluj, la limbi moderne aplicate, să fac ceva care să mă trimită la o ambasadă, ceva de genul ăsta. La un moment dat m-am gândit că nu vreau să fac asta. Și practic, stând așa într-un noapte, holbându-mă la tavan, gândindu-mă ce mi-ar plăcea mie să fac, mi-am dat seama că îmi place să fiu pe scenă foarte tare. A doua zi am anunțat pe ei mei. Aia vreau să zic, părinții tăi cum au primit... Și-au luat un mic prag. Am avut o discuție, și cu dirigintele. Ăla m-a luat, el săracul nu știa, ei mei aproape că l-au certat. Da, pe mine, păi da. Și domnul Weiss m-a sunat pe mine să mă întrebe, să mă lua la școală, nu mai știu, zice, chiar vrei să dai la teatru, că nu mi-a zis nimic. Da, bine, vină la mine, mi-a dat 40 de volume deodată să le rad, așa, mai aveam vreo, nu știu, 6 luni până la examen. Sau mai puțin chiar. Plus bacul, plus toate alea, a fost o perioadă foarte intensă. S-au lămurit că asta vreau. Am încercat să mă convingă să mă duc la Cluj să fac teatru.
Cumva, pentru mine Clujul era prea aproape și tot fusesem pe la Cluj, voiam ceva nou. Așa că am zis, hai București un pic cam prea departe. Între, ai. Auzisem că e și extrem de scump. Hai să ai între. Unde mai e? La Mureș. Că știam de la un actor din Baia Mare de facultate din Mureș. M-am pregătit, tot cu domnul Vais, cu dirigul. De fapt, m-am pregătit să pic, că zicea că sunt care se pregătesc ani de zile. Păi vreau să spun că sunt tineri care își doresc să se ducă la teatru, care nu reușesc niciodată să intre. Și alții care se decid așa, nu știu, la mine în liceu, singurul nostru, cum zici tu, era un liceu de, cu multe fete, că eram cu, și noi eram cu istorie, cu profil de istorie, limbă română și istorie, și aveam doi colegi, dintre care unul, s-ar putea să fie auzit de el, Antemir Alin, este, Da, știu. E a fost, păpușarul. da, e păpușar, a fost colegul meu de ani, era unul dintre cei doi băieți de la mine din clasă. Și el, tot așa, s-a decis cumva la un moment dat, dar aproape de admiterea de facultate, să meargă la teatrul de păpuși. Și a reușit în, cum a spus tu, majoritatea oamenilor i-au spus că e Da. foarte greu să ajungi acolo. Adică, cum zici tu, era pregătit mai degrabă pentru eșec, încearcă să se pregătească decât pentru victorie în cazul Da, ăsta cu teatru. exact, numai că cred că a contat totuși faptul că făcusem 3 ani înainte. Da, era o pregătire continuă, Era o cumva. pregătire continuă cumva, dar fără scopul neapărat de a da la teatru. Am fost primul din trupa aia care exista de prin 90 și un pic, asta era în 2001. Avea o istorie de vreo 10-12 ani trupa respectivă și înainte dirigul meu auzise altă trupă în limba română la un liceu tehnologic unde predase Era înainte. pasionat de teatru, Era, da. a și ajuns director la Baia Mare, a stat vreo 8 ani director acolo, la teatru. Și cumva pregătirea a fost continuă în ăștia 3 ani de liceu, și, dar mă pregătea ca să nu fiu dezamăgit după aceea. M-am dus la Mureș, am dat și am intrat primul. Presupun că a fost foarte fericit. A fost în al A 9-lea fost cer. un, să zicem așa, o bornă și în activitatea lui de Da, profesor. și a fost o. Am dat cep cumva, ca să zic așa, că după ce am dat, cumva s-a dus buhul că pregătește bine oamenii. Au fost tot mai mulți tineri din Baia Mare care au vrut să dea la teatru. Majoritatea au dat la Cluj, dintre unii pe la București, foarte puțin la Mureș, dar foarte, foarte mulți la Cluj. Adică cred că din trupa respectivă, care se tot schimbă pe parcurs, că mai termină lumea liceu, cred că după mine au mai devenit actori cel puțin vreo 10-12. Ai deschis un drum, Da, așa exact. că ai fost deschis de drum. Cum a fost la facultatea de nu neapărat așa niște chestii practice, dar când stai și te gândești în urmă la facultatea de la Târgu Mureș, la ce ți se duce mintea? Păi mi-aduc aminte că am schimbat 16 chirii în 4 ani de zile, din care una a reușit să o țin un an. Da, de ce? Știu. Ești pretențios tu sau erau ei pretențioși? Sincer, nu sunt eu foarte pretențios în legătură cu condițiile alea, că știam și cât îmi permit. Dar am avut întotdeauna o problemă cu oamenii care s-au băgat în treaba mea. Și am avut o problemă cu proprietarii de apartamente luate în chirie, care veneau și își băgau nasul și treceau pe acasă când nu eram acolo. Deci ai fost într-o continuă mutare. Am fost într-o continuă mutare, adică la un moment dat practic trăiam cu o geantă sport atâta. Am dormit și în facultate vreo 2 săptămâni, în sala de clasă, rămăsesem fără, așa, aveam un dulap, fișe de la așa, Da, clasicele în de pe care vremuri, da. vârăsesem geanta aia sport și dormeam în sala noastră de clasă, era așa o platformă, era puțin ridicat și mă băgasem sub calorifer, era frig, aveam un izopren, aveam un stac de dormit, era să moară femeia de serviciu dimineața când a venit să facă curat. M-a găsit acolo. Dar nu eram primul, adică sunt legende despre un coleg care acum este actor la Reșița, coleg din an mai mare, care dormea într-un sicriu, tot așa, se trezea dimineața, era cu dușul pe lângă, trecea prin fața cancelariei, cu prosopul pe lângă el, se ducea prin fața cancelariei să facă duș.
Viață de student. Viață, mai ales în zona asta boemă a teatrului, unde să zicem că nivelul de nebunie e mai accentuat și e și mai permis. Da, și pe vremea aia facultatea de la Mureș nu avea un cămin propriu. Aveam niște camere la facultatea de medicină, pe la drept, pe la un liceu. Le-am încercat pe toate. Nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut, da. No, simțeam că am nevoie și un pic de intimitate și statul în cămin pentru mine n-a fost prea ok. Adică pot să stau o săptămână dacă e, dar mai mult să stau cu patru oameni în cameră, trei, nu, îmi place. În afară de mutatul ăsta de patru ori pe an, cine sau ce te-a marcat așa din facultatea de teatru? Ceva de, nu știu, să zicem că te-a schimbat cumva sau ți-a dat o altă traiectorie? Cred că traiectoria aveam deja din anii de liceu, adică știam o bună parte din șmecheriile tehnice pe care le presupune, da, ABC-ul aveam deja. Am avut parte de un profesor foarte mișto, Constantin Doljan, care a murit săracu acum câțiva ani. Au fost mai multe aspecte pozitive. Am avut o clasă foarte bună, foarte bună, adică toți facem ceva care este legat într-un fel sau altul de actorie. Sau suntem angajați, sau au companiile lor, unii sau lucrează în televiziune, televiziuni locale, unul lucrează la o televiziune prin Italia. Toți am făcut ceva în direcția asta. Adică chiar am mers. Am avut ocazia în timpul facultății să colaborăm cu Teatrul Național din Mureș, toți. Teatrul Ariel, niște companii particulare de pe acolo, încerca Mureșul pe vremea aia să copieze cumva Bucureștiul cu Teatrul Independent. Începuse și acolo să meargă treaba asta. Era o vânzoleală continuă, adică lucram erau mult, mișcare, mult. Vrei să spui că era o mișcare culturală în acest sens în Mureș? Da, era foarte, foarte viu orașul din punctul ăsta de vedere pe vremea aia. Deci probabil că ai ales foarte bine față de Cluj, Târgu Mureș și atunci. Singurul lucru pe care se poate zice că l-am adică singurul motiv pentru care se poate zice că am făcut o alegere proastă a fost că dacă mă duceam la București, câștigam notorietate mult mai devreme. Dar mergând la Mureș, cred că am învățat mai multă meserie și cred că aveam nevoie de asta atunci. Și să te duci undeva unde hai că te bagă ăștia la castinguri. M-am dus la castinguri de prin anul 2. Majoritatea studenților din anul 4 habar n-aveau că se fac castinguri la București. La Târgu Mureș nu se știa despre treaba asta în general. Da. Adică era un tip, Radu Bânzaru, care mai dăduse cu nasul pe la București, terminase el facultatea cu câțiva ani înainte, se dusese la București. Mai erau câțiva actori care se angajaseră la Naționalul din București, dar nu aveai legătură cu ei fiind la Târgu Mureș. Cu Radu Bânzaru, care și acum joacă în filme, pune voci foarte multe la televizor, îl recunoști. Flavius Crișan, la fel. De la Radu am aflat că există chestia asta la București, te duci, dai audiție pentru reclame, pentru seriale și eram, wow, ce tare, am luat trenul, m-am dus la București, am luat niște adrese de pe internet, de pe calculatorul de la facultate, mi-am făcut o listă, m-am dus. Dar cu reclama chiar din facultate, în primii ani atunci. Am cochetat cu orice care era pe meserie. Auzi, dar când te-ai apucat de facultatea asta, te-ai gândit, nu ți-ai pus niciodată problema, băi, o să-mi ajungă banii să trăiesc din teatru? Nu. Pentru că asta este o problemă general valabilă a culturii, nu vorbim de teatru. Adevărat. A celor care se apucă să facă un act cultural de orice, oricare ar fi el. Nu te-ai gândit, nu ți-au zis părinții, bă, din ce o ba să da, trăiești? Ba da, ba da, așa, așa auzeam, adică auzeam de la actorii din Baia Mare că foarte greu să trăiești din asta, că salariile sunt foarte proaste. Și într-adevăr, atunci așa era. Chiar așa era. Între timp s-au mai reglat lucrurile, dar atunci era rău de tot. Nu mi-am pus problema dacă o să fie bine sau o să fie rău. Adică, în mintea mea, mă gândeam, am un drum, n-are cum să nu-mi iasă, trebuie să-mi iasă. A fost mai greu decât mă așteptam, oricum. Că nu știam, adică eu voiam să-mi iasă, dar nu știam care sunt greutățile pe care o să le întâmpin. Și cum se întâmplă efectiv toată treaba asta. Dar nu m-am descurajat. Au fost momente în care unele alegeri s-au dovedit a fi mai proaste decât credeam eu când le-am luat.
salariile, într-adevăr, când am terminat eu facultatea, plus că facultatea în niciun caz nu te pregătește pentru ce urmează după aia. Îți dă un ABC și după aia ești pe cont propriu. Da. Ajungi în teatru și vezi că, deși mai lucrasem în teatru înainte, dar când am ajuns în postura de angajat, am văzut cât de diferite sunt lucrurile. Și a fost destul de aiurea. Și ai zis că primul teatru la care ai lucrat a fost... Eu în facultate am lucrat și la Mureș și la Baia Mare. Ca angajat, am terminat în 2005 și m-am angajat direct la Sfântul Gheorghe, la Teatrul Andrei Mureșanu. Unde a stat un an și jumătate. Nu era ce îmi doream eu acolo, adică și intrasem cumva cu ideea că hai să iau mai ușor cu tupeu, că să nu supere lumea pe mine din prima și așa mai departe. Adică erai tupeist? Sau? Nu eram un pic până, ca să zic așa. Și m-am lăsat un pic mai moale, ceea ce s-a dovedit a fi o mare greșeală, pe care n-am mai repetat-o după aia. Da, e greșit. Când intri undeva și vrei tu pur și simplu să fii cu minte, trebuie să te gândești la faptul că celorlalți s-ar putea să le spare slăbiciune lucrul ăsta. Și așa s-a întâmplat. După care, ca să mai schimbi prima impresie, este mai greu decât să o lași așa. Și am lăsat-o așa și am plecat dus în acoste. Plus că nu-mi plăcea orașul, nu-mi plăcea... Era o perioadă foarte dificilă pentru teatrul ăla, care între timp a crescut foarte, foarte mult și face niște lucruri foarte, foarte bune acum. Sunt cumva avangardiști, inovează în ceea ce înseamnă teatrul de stat în România. Dar pe vremea aia era într-o perioadă foarte tulbure. N-aveam sală, sala era împărțită cu compania Thomas și Aaron, cu compania maghiară. Jucam foarte puțin. Încă 5 spectacole în afară de unul de copii, pe care l-am jucat prin toate cotoanele, toate căminele culturale, cred că de vreo 50 de ori. Celelalte vreo 5 spectacole pe care le-am făcut în decursul primei stagiuni pe care am petrecut-o acolo, le-am jucat pe toate în total de 9 ori. Adică n-aveai satisfacție profesională și financiară cu atât mai puțin. Primul meu salariu, dacă mi-aduc aminte bine, a fost de 270 de lei, salariul de debutant. 2005 și nu era bine, credem. Am jumate dintr-un salariu minim, cred că era, că parcă era vreo 5-6.000 minim. Da, erau împărțite pe 5 categorii pe da. Și era crunt. Da. Da. Nu zic, au fost și momente frumoase și acolo. Și apoi aici la noi în Târgoviște. Care a fost primul rol aici? Deci venisem la Teatrul Mihai Popescu, care tocmai se înființase 3 luni de zile în ianuarie și eu am venit în martie și primele spectacole pe care le-am făcut au fost, dacă nu mă înșel, Crize de Mihai Ignat și Albă ca zăpada. Cred că astea au fost primele. Era unul pentru tineret și unul pentru copii și în timp ce repetam la astea două, fugeam la repetiții la București, da. Adică a fost o perioadă de vreo 2 săptămâni în care dimineața repetam la Albă ca zăpada, termina repetiția de la Albă ca zăpada, luam maxi-taxi, mă duceam la București, repetam pentru un film, Tanti, în care aveam rol principal, după care mă întorceam în Târgoviște și seara repetam la Crize. A doua zi o luam de la capăt, cred că vreo 2 săptămâni. După perioada de... liniște de la Sfântul Gheorghe. Exact. Ai numerit fix. Am intrat... la câmpus, cum zice românul. Exact așa. Da. Așa. Exact așa, da. Dar cred că ți-a plăcut mai mult așa, nu? Da. Întotdeauna place mai mult așa. Da. Teatru e, să zicem, prima dragoste și asta, dar tu ești unul dintre actorii care, din teatru local vorbesc, dintre teatre mici, cum se zice Târgoviștea, care face și mult film. E mult spus. Față de... eu mă raportez și la ce văd față de alți actori. Faci film. Și ai făcut de la început, adică cumva ai ajuns în film de la început. Ți-ai dorit așa, pentru vizibilitatea aia de care vorbeam mai devreme, pentru notorietate, ți-ai dorit filmul sau pur și simplu îți plăcea așa ideea de... Că sunt două lucruri, două povești diferite. Teatru și filmul sunt două povești mai mult diferite. Sunt foarte mare măsură diferite. Mi-am dorit foarte mult să fac și cinema și televiziune. M-am avut norocul să le fac pe amândouă destul de intensiv.
Zicea un actor de la Mureș, care a fost, e un actor important de altfel, Micu Mihoc, nu știu dacă zice ceva numele, a jucat și el pe Mihoc, la cum spune, dar nu Caransel știu și așa. exact dacă e același. A candidat la ceva post politic la un moment dat, Asta. probabil, că mai mult de acolo. Zicea că dacă nu-ți dorești să fii cunoscut, trebuie să te lași de meseria asta. Și cred că are dreptate, că e o meserie care include și mult orgoliu și un pic de vanitate și un pic de narcisism. Și toate meserile de altfel. Da, și cinema îți dă ocazia să, și televiziunea mai ales, îți dau, acum mai nou Netflix-ul, îți dau ocazia să fii mai cunoscut mai repede și pe scară mai largă. Teatru e foarte pe nișă în ziua Da, de pentru azi. cunoscători, să spunem Da. așa. Îmi place să le fac cu toate. Absolut toate. Sunt un pic diferite. Sincer, mi-aș dori să fac mai mult cinema decât fac acum, dar mai am timp. Am citit undeva, cred că Cristi Ordache a spus într-un alt undeva, am reținut asta de mult, era un interviu cu tine ceva și a zis, nu mai știu, tânăr, zvelt, nu mai știu cum a fost acolo, dar un dat a zis, cu aliură de star. Ai aliură de star? Te simți așa, star? Nu, nu mă simt star. Dar ce înseamnă oare asta cu aliură de star? Cum ai Nu vedea știu, tu star? să nu poți să umbli pe stradă că te asaltează fanii. Nu, e chiar așa. N-ai avut încă... Te mai opresc cu oamenii, mă mai opresc. Mai mult în București decât aici. Dar Dar toți... ziceai că te opresc mai mult pentru producție Pentru pentru televiziune. televiziune Da, decât pentru pentru film seriale și de pentru... televiziune mult mai mult decât pentru filme și pentru teatru. Pentru că sunt mai accesibile. Sunt mai accesibile. Omul plătește un abonament la cablu ca să se uite la televizor, dar trebuie să plătească bilet să se ducă la cinema, trebuie să plătească Netflix, că e alt abonament, trebuie să plătească bilet la teatru. Te De mai vede atunci, prin oraș, mai prezinți un actor. televiziunea devine accesibilă, dar pe de altă parte nici producțiile nu sunt la nivelul celor din teatru și film. Uneori, într-adevăr, nu sunt, altele sunt mai reușite. Zi-mi cum ești cu această filmul ăsta cu care ai câștigat și premiul, care a câștigat și premiul Crainou. Nu știu, cum a fost după lansare, după ai simțit că a avut impactul pe care l-ai dorit sau pe care l-ați dorit voi, actorii, regizori, toată lumea. Și ăsta este un film care are succes tot pe o anumită nișă. Nu e un film Nu cu... sunt prea triste filmele astea românești? Nu. Prea așa că să te Unele... apasă prea mult când pleci de acolo din sală? Sunt unele Adică eu, de filme... exemplu, asta e un film așa care mai mult plângi. Ok, da, dar... Și atunci mai multe zile după. Trebuie Deci te apasă într-un să... mod așa, ei de pe ecran, ei o apăsare care o duci cu tine așa și Cred că asta s-a vrut, da, păi de fapt. clar, da. Sunt filme comedii E adevărat, dar asta care sunt cu fix Crainou ce cure au fost așa de la oamenii care au văzut și ți-au... la oamenii care apreciază mai degrabă filmul serios, a avut ecouri foarte bune. La critici a avut și critici negative, dar a luat și foarte multe premii. Cred că are până Criticii în ca și momentul ăsta vreo critici. Pe mine 10. mă interesează omul ăsta ca omul de rând, cum îi mai spun eu, omul care te cunoști, care s-a uitat la film. Critica și ea este împărțită după Omul de părere, rând care după s-a uitat la film în prieteni de-ai general, tăi, cunoscuți, care ți-au zis, băi... prieteni din Breaslă au zis ok. Oameni care nu sunt din Breaslă au zis, bă, n-am înțeles foarte bine. A fost prea criptic. Cred că unele relații nu sunt foarte clare din, cred mai degrabă din montaj, că în scritură erau foarte clare. Cred că și apăsarea asta te face să nu fii, să nu reușești să fii Da, apăsarea este clară, foarte deci atent. apăsarea este clară, adică rezonezi. Ceea ce, până la urmă, dacă Da. rezonezi cu atmosfera filmului, înseamnă că e un film care ajunge la Asta e sufletul că omului, că altfel... nu toate trebuie să te facă să râzi. Unele trebuie să te mai facă să și plângi, mai defulezi și tu din tine, mai scoți ce nu plângi acasă, mai plângi acolo, Eu în plâng și la tunel. filme romantice, nu este problemă, trebuie să fie neapărat drame sau știu eu ce Da, tragedii. da. Eu plâng și la astea romantice câteodată. Se mai prinde bine așa să plângi în sala de cinema, în întuneric, nu te vede nimeni și tu ești acolo. Și auzi că mai sunt încă 7 ca tine. E un pic catartic așa. O resetare de sistem. Exact, exact. Da, este adevărat, da.
Chiar povesteam astăzi cu cineva și am zis tot despre filme. Povesteam și zic, la mine ultimul film văzut este, a fost de dimineață și m-am uitat la desene animate, la Shrek. Ok. Deci, câteodată te mă uiți la Shrek, dar trebuie să te uiți la producții de gen Crainu. Din film, care a fost așa, nu știu, rolul tău preferat, să zicem așa? Care ți-a părut ție că ai fost cel mai conectat cu rolul Am din fost foarte filmele pe care conectat le-ai și făcut? cu rolul ăsta din Crainou. Că noi ne-am apucat de el Dar te identifici cumva și în foarte viața mult. reală cu personajul ăsta de genul... Mie mi Adică ai s-a... ceva din el în viața ta reală? Mie moaca. Nu, moaca, nu. Eu zic din... Mie mi se dau foarte des personaje de-astea negative sau așa zis negative care îi împiedică pe ceilalți să-și vadă de drumul lor, să fie ei fericiți cum vor ei, că îi mai ține mai din scurt, le mai dă nana la fond, le mai... Adică personaje care vor să controleze viața Da, celorlalți. personaje care să Da. controleze sau care să le pună bețe în roate celorlalți. Adică ai așa o aliură Din care să... cauza feței și a vocii mi se întâmplă chestia asta. Da, viața reală tot așa ești? Aș zice că sunt așa. Eu vreau să cred că sunt un băiat de treabă. Așa. E, asta e foarte important ce vrem să credem despre noi. Da. Nu. Și cu rolurile, țin cu roluri, de care ar fi așa, nu știu, un rol care ți-a rămas așa. Da, eu la un moment dat, când mă apucasem de meseria asta, primeam foarte multe roluri din astea de poeți, de îndrăgostiți, de romei și feți frumoși și dintre astea și nu știu ce. Mi s-a luat la un moment dat, nu mai aveam chef. Și mi-am dorit foarte mult să joc roluri negative, că acolo poți să faci compoziții, poți să aduci un nor pe ele, să fie o chestie, să te folosești de partea ta întunecată. Ei, atâta mi-a trebuit să-mi doresc chestia asta, că după aia, ca ani de zile, n-am mai ieșit din asta. Se vede că vrei și lumea zice, a, uite, mă, părea băiat de treabă, dar uite ce zice. Da? Acum, ușor, ușor, nu știu, astea sunt niște roluri de maturitate mai pronunțate, rolurile astea, decât astea de juni prim. Acum, cred că am ajuns la vârsta la care trebuie să trec un picuț mai departe, să joc niște roluri și mai mature. Și ca vârstă. Adică ce, la ce te referi? Și mai mature. Cam, tipologie de personaj, nu neapărat personaj în sine. Să facă ce personajul ăla mai matur? Mai mature la modul că se necesite un studiu mai aprofundat și eu o să intru un pic și mai adânc în mine ca să le scot. Zi-mi o carte care, pe care, din care vreau un personaj pe care să-l joci. Ai jucat Zorba cumva? Nu? Te-a plăcea Zorba Grecu? Mie îmi place personajul ăla foarte Am mult. jucat în Zorba Greco, am jucat Zorba, nu știu dacă e de mine. Cred că mai degrabă Henricul, Pirandello, nu știu, personajele din Fight Club, Ah. de ăștia mai, Hai, vrei să joci în Fight Club? niște, Am înțeles, niște nebunii dintre astea ca da. Am să înțeles acum scot gata ce ceva rol e. să scot ceva ce Dacă nu mi-e te-ai mie referit la Fight propriu. Club, da, deci personaje mai complexe, cum ai spus și Mai tu, mai complexe, cumva, cu multe fețe, cu multe tipologii într-una. Da. da, și cum trăiri mai adânci. Mi-ar plăcea să mai continui să fac comedie, am făcut multă comedie în ultimii ani. Îmi place foarte mult. Îmi place să improvizez, îmi place să vin cu idei trăznite. Ai încercat stand-up comedy, ceva? Nu, am făcut spectacole de improvizație, o perioadă destul de îndelungată. Cred că Nu știu care e diferența între stand-up comedy și diferența dintre improvizație. stand-up comedy și improvizație este că la stand-up comedy oamenii își scriu textele înainte. La improvizație e fix pe loc ce se A, întâmplă. improvizația când ți se dă o temă și tu zici... Exact, exact. Am Am înțeles. făceam, cred că eram mai mulți de aici de la teatru. Eu și Ilie, Câmpean, Antonia, am avut o trupă aici, Comedy Summer Show ne numeam. Jucam aici mai mult. Și prin țară, cred că am adunat undeva peste 130 de show-uri. Am înțeles, de improvizație, nu neapărat de stand-up. De stand-up n-am făcut. Stand-up n-am făcut și dintre colegii mei de la teatru, singurul de care știu că a făcut stand-up, ca și fost la o emisiune de umor cu el și Ai umor, a da, avut acolo succes, fost a tu, fost da. Emma Bighe. Da. În rest, noi n-am prea încercat. Știu că Ionuț Achivaie, care nu e angajat, dar e colegul nostru, joacă în Salonul 6, a făcut stand-up
prin Elveția, parcă, nu știu. Da, am văzut numărul cu care a mers în finală. După aceea n-am mai văzut, sincer, al lui Bighe. N-am mers mai departe. Sau nu știu dacă am mers mai departe. Am văzut atunci. Eu nu mă uit la televizor, mă uit de ani la televizor, dar mai văd pe YouTube sau mai văd prin Facebook și am văzut numărul al lui. A fost... am râs. Deci dacă am râs, da, e simpatic, bine, e simpatic. Da, da, da. Da, stand-up, nici n-am urmărit stand-up-uri ăștia decât în, acum, în ultima vreme, și asta datorită lui fiimea care se uită la stand-up comedy. Ăștia tinerii au alte gusturi legate da, de da. Producția asta artistică. Sunt unii foarte buni și la noi. Da, și m-am uitat și eu ascultând așa, că o ascultam ce spunea și pe aia, mai urmărit și eu pe unul pe altul, am mai dat pe acolo să văd ce glume mai fac. Ce joci acum sau în ce televiziune, film, ce faci acum, ce muncești acum? Chiar în momentul ăsta nu muncesc la nicio producție. Te-am găsit în momentul tău de liniște, de vacanță. Ei, aș vrea să fie liniște. Am alte treburi. Aștept să iasă un scurtmetraj pe care l-am făcut acum o lună jumate. Mai scurtmetraj de care tot de ăsta apăsător sau mai nu știu cât o să iasă de apăsător, că nu e gata încă, eu nu l-am văzut făcut. Bine, scenariul e destul de dur. Am pot să vă zic despre da, ce da, e, da, evident. Ne uităm și noi la asta, la scurtmetraj când o să iasă. Am jucat un polițist. Ai mai jucat în filmul ăsta cu... Eu sunt de cele două părți ale baricadei. Ba sunt polițist, ba sunt infractor. Da. Da, exact. Asta, acolo ești polițist. Așa, se pare că am o problemă cu legea, ba de o parte, ba de alta. Mai niște producții de televiziune. Asta urmează... de care te recunosc pe tine, m-am venit pe stradă. Așa. Da. Începem stagiunea viitoare. Între timp mă apuc de un one-man show. Unde? La... în Târgoviște face asta sau? Da, o să fie un spectacol de sine stătător, nu e stand-up, nu e improvizație, e un spectacol pe un text pe care poți să-l joc în trei limbi. Și ai început repetițiile, ai început să-l bagi în toamnă sau când? Cât de repede. Cât de repede? Cât de repede. Și în producția teatrului în care, în toamnă știi cumva ce se va juca, știi în care... Și asta o să fie tot la teatrului. Da, am înțeles, dar de celelalte, cu și zic, cu colegi, nu one man show. Sincer vă zic că nu știu exact cu ce începem stagiunea viitoare, pentru că depindem de foarte multe lucruri. Știți că teatrul e în renovare, acum se montează tot felul de instalații pentru securitate, împotriva incendiilor, se schimbă scaunele în sală. Da, și că ați jucat și s-a jucat, ați jucat teatru și în alte... Am jucat și la Clubul Studenților și la Teatru de Vară. Noroc că Babelul am reușit să-l facem în mare parte în sală. Suntem puțin condiționați și de chestia asta. Adică mai așteptăm să vedem ce se întâmplă. Te mulțumești așa ca artist, ca actor, calitatea de membru al echipei Teatrului Târgoviștean? De ce să nu mă mulțumesc? Nu știu, te întreb. Trupa este în general foarte bună. Oamenii lucrează foarte mult, foarte mulți au și alte proiecte pe la București și în alte teatre, adică se simte cumva că se muncește și că oamenii nu stau să lâncezească. Ceea ce e mare lucru pentru un actor. Că dacă stai și nu faci, a fost teribilă perioada de pandemie cât am făcut studiul la domiciliu, stai și joci în fața unei chiar camere. Ce ați făcut atunci? Uite, n-am terminat să mă întreb. Am programe de făcut. Trebuie să citim, a trebuit să facem monologe, să facem filmulețe. Dar e altceva când stai în fața unei camere tu singur și încerci să interpretezi ceva. Și e altceva când ai tot colectivul și poți să faci și repetițiile pe Zoom. Sunt repetiții pe Zoom pentru spectacole, da? Am încercat. A mers? Eu zic că nu prea. Nu, teatru trebuie să fie viu, trebuie să fie față în față. Știi că acum cred că 2 sau 3 ani, nu știu cum, dar cred că înainte de pandemie, am făcut și o parte dintr-un proiect despre lobby și advocacy în cetatea Târgoviștei și o bucățică din, am fost împărțiți mai mulți coordonatori și unul de coordonatori te-a cuptat pe tine, ai citit niște texte despre casele vechi din Târgoviște, îți mai aminte proiectul ăsta? Da. Chiar și de curând am văzut
Și de fapt, de ce te întreb? Ești de mulți ani în Târgoviște. Ai reușit să cunoști Târgoviștea și dincolo nu știu, de ceea ce vede fiecare om când merge pe stradă așa. Te interesează istoria ei, îți plac anumite lucruri, oameni, ceva? Ești interesat de astea sau doar pe zona de teatru și Nu, nu, te canalizezi acolo cu totul? sunt interesat de treburile astea, am vizitat aproape toate muzeele. Am avut noroc să mă și împrietenesc cu niște oameni, cum ar fi Vasile Lupașcu, care m-a cooptat în tot felul de proiecte istorice pe care le-a Da. făcut, am lucrat și cu Lupi Albi o grămadă. Și efectiv lucrând și făcându-mi efectiv tot meseria de actor, am aflat o grămadă despre istoria locului. Pentru că despre asta erau vorba majoritatea producțiilor respective. Cunosc străzile destul de bine, cunosc o parte din personalitățile care au marcat istoria orașului. Ușor, ușor toată informația asta o asimilezi și dacă nu ești neapărat curios, dar dacă treci pe lângă un zid și citești, există o piatră pe care sunt gravate niște cuvinte acolo și le citești, afli niște lucruri foarte interesante. Îți place Târgoviștea? Astăzi, când vorbim noi. Îți place? Da, E un da. oraș pe gustul tău, așa? E un oraș pe gustul meu până într-un punct. Ce lipsește ca să fie dincolo de punctul ăsta? Adică ce vrea mai mult? Ce ți-ar... Ce lipsește, vă zice că are în plus, are pe cam mulți mitocani. Eu nu vreau să zic că oamenii născuți aici sunt niște mitocani, Doamne Am ferește, înțeles, dar înțeleg ce vrei să spun. Sunt. interesul pentru cultură ar putea să fie mai mare. Și în rest, nu. Am întâlnit oameni foarte mișto aici. Orașul este drăguț, arată din ce în ce mai bine. Se mulțesc locurile în care poți să te simți bine, în care poți să ai ce să faci și la o adică, ca întotdeauna, marele lui avantaj a fost apropierea de București. Și Tipul dezavantaje în același timp. și dezavantaje în același timp, dar eu cred că are potențialul de a nu fi, cum să zic, este aproape de București și aproape de Ploiești. Că Ploieștiul, în general, este considerat ca fiind mult mai dezvoltat. Nu Cred că știu, în ar ultima trebui vreme nu mi s-a părut. Să se discute invers. Ploieștiul să fie pe lângă Târgoviște. Cred că are Cred că mult mai multe nu motive. va fi mult până acolo, pentru că am auzit din ce în ce mai mulți oameni care spun că preferă Târgoviște. Așa că, Eu sunt unul dintre ei. da, între cele două orașe, eu fiind Pracovean, că totuși sunt oameni care, și într-adevăr, Ploieștiul, nu știu, nu, să zicem că s-a dezvoltat, are o suficiență în dezvoltare și în timp ce Târgoviștea mai are loc să se dezvolte, cred că de fapt despre asta este vorba. Dincolo de actor de astea, ești petrecăreț, ești ce tip de om ești așa, îți place, ieși în oraș Îmi sau place ești de să la ies. care stă acasă, termină programul și încuie ușa și de la Nu, televizor. nu, îmi place să ies în oraș, îmi place să stau cu prietenii. Îmi place să merg în excursii, îmi place să merg la mare. Munte sau mare, ce vrei? Ce preferi? Păi, fiind maramureșan și având și aici muntele aproape, mă duc oricând. La mare, mai rar. Deși îmi place foarte mult și la mare, nu prea la noi, mai rar, mai puțin. Înțeleg ce spui, dar eu sunt de la Breazal cu Sinaia lângă și cu munte, dar eu prefer mare. Deci acum mă pui să aleg, Exact, niciodată nu o să aleg muntele. exact ce ziceam eu de castane. Da, nu o să aleg niciodată muntele, o să aleg întotdeauna Da. mare. Era de... Place să E... merg cu cortul. Cu cort? Da. Da? Da. Unde ai fost ultima dată cu cort? Adică ești aventuros sau așa în zone de camping? No. Cu cortul ultima dată am fost pe baraj în Maramureș. Ai un loc în care am fost de mai multe ori cu sora mea, cu cunatul Adică meu. sunteți aventuroși, așa, vă duceți cu cortul și... Da, și soția mea e foarte. Ai, afară, am fost în Bulgaria cu cortul. Da? Uite, primul om pe care l-am auzit că a fost în Bulgaria cu cortul. No, e adevărat. Mulți, Nu știu mulți. eu, Sunt na. niște plaje mai puțin populare, care efectiv nu sunt amenajate la
10 km de orașe un pic mai răsărite, unde e mare plajă pădure și în pădure sunt locuri special făcute, săpate de oameni, unde să-și poată pune cortul, mai stai și pe plajă, mai... Foarte tare. Mie îmi Da. place așa. Da, deci îți place haiducii așa. Da, nu. De-aia te-ai potrivit și cu rolurile astea negative. Ești mai haiduc de felul tău, așa. Deci mă bucur foarte mult că ai venit. Noi n-am apucat. Până acum am avut invitați pe care îi cunoșteam de o grămadă vreme, de când eram noi tineri. Păi n-am apucat să te cunosc decât din filme și unde ne-am mai văzut noi la evenimente publice și alte lucruri. Nu. Dar mă bucur foarte mult că ai reușit să vii, să povestim. Ultimul lucru pe care aș mai vrea să te întreb, așa, ce-ți mai, nu știu, pentru cariera ta, așa, ce-ți dorești, așa, nu știu, legat de actorie, e ceva ce dorești foarte, foarte mult să ți se întâmple și încă nu ți s-a întâmplat? Legat strict de calitatea ta de actor, nu de om, nu de soț, nu de tată, nu de... Vreau să particip la cât mai multe festivaluri, să călătoresc cât mai mult cu spectacolele și cu filmele pe care le fac, să fie văzute de cât mai mulți oameni și să văd și eu cât mai multe. Zi-mi o țară așa pe care ai vizat-o așa și unde n-ai fost cu niciun spectacol, cu nicio... O țară așa unde îți place ție mult și unde n-ai ajuns totuși. Sau crezi că îți place mult că, dacă n-ai ajuns. Jamaica, Japonia. Japonia, da, eu și Jamaica, da, sunt. Jamaica cu mare și Japonia este și acolo. Nu, în Jamaica m-aș muta, dacă aș avea 10 Da? milioane de dolari, mi-aș deschide un... 10 milioane, păi deja mai că te muți cu mai puțin. Da, bine, mai puțin, dar să Da. fie destui, mă duc, îmi deschid un bar pe plajă și mă pup. Da. Joci acolo niște piese Joc de acolo, teatru. exact. Îți faci și codițele alea sau... Depinde de rol. Depinde de rol, da. Da, nu e rău în Jamaica, ce să zic. Cred că ar fi o destinație bună așa de pensionare. Vedem. Sau poate la pensie, ții... Vedem. Cortul, că Că tu mi-au vorbeai cortul, de exact. cort Vorbim. și Cortul? începi cu cortul una, până la 10 milioane de dolari sau cât vrei tu. Eu spun că în Jamaica te duci și cu un milion. Mă împrumuți? Nu mă împrumut, că n-am. Dacă aveam un milion de dolari, de euro, de ce, nu contează moneda, nu mai vorbeam astăzi aici pentru că eram pe o plajă în Grecia, unde îmi făceam și eu un bar de la și unde primeam. Deci nu... Făceam Dar... podcast-ul pe Zoom. Da. Dar dacă unul din noi ajunge mai devreme și își face bărulețul acolo și câștigă bani, îl împrumută pe celălalt. Hai să stabilim așa o înțelegere. Deal. Da, ca să te împrumuți acolo să apuce și altul de o afacere de asta de vis. Dar eu mă duc ca greci, nu vin până în Jamaica. Eu vreau aici, mai aproape de noi, mai mă potrivesc mai bine cu spiritul grecesc decât cu la jamaican. A, da, uite, hai să... Gata, Să batem suntem palma. înțeleși, gata. Cine face primul bani, el împrumută pe celălalt. Așa facem. Îți mulțumesc mult, Mircea, că ai venit. Mulțumesc pentru invitație. O poveste frumoasă. Îți doresc mult succes, să joci cât mai multe piese, să mergi și în toate țările pe care nu le-ai văzut, să joci prin toate, să fii aplaudat, să te recunoască lumea pe stradă din ce în ce mai mult, că din teatru, că din film, că din producție televiziune, nu mai Nu contează are, nimic. nici nu are importanță. De ce? E important În orice pentru caz, în un momentul în care te actor recunosc să oamenii fie pe știut. stradă, înseamnă că chiar ești un star. Ești, te recunosc oamenii pe stradă. Mai aproape. Deci îți doresc să ajungi acolo. Vă mulțumesc foarte mult noastră că ați fost alături de noi și acum și cu celelalte producții pe care le-am avut. Ne puteți urmări oricând pe canalul nostru de YouTube, municipiul-drăgoviște.ro. Avem revista în fiecare joi cu subiecte despre oameni, locuri și povești din municipiul Târgoviște și consacrata www.gazetadâmboviței.ro, publicația noastră principală pe care vă invit să o urmăriți în fiecare zi. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine!